găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Ordinea de Zi. Ca în fiecare seară vom trece în să spunem așa, prin fața dumneavoastră, principalele evenimente ale zilei și încercăm să explicăm ce ni se întâmplă. De fapt, asta a fost și ideea acestei emisiuni. Încep însă cu un salut pentru un telespectator fidel. Fetița mea, Isabela Șomâcu, este telespectatorul fidel, se uită acum la televizor și îi spun că după emisiune ajung și acasă, după ce i-am făcut cu mâna. Acestea fiind zise, trecem la lucrurile mai serioase de data aceasta și începem cu un lucru anticipat de noi aseară. Spuneam faptul că dacă până acum la dosarele DNA ne obișnuisem cu stenograme de toate felurile, până ieri, de fapt până astăzi, stenogramele în cazul Microsoft au lipsit. E, iată că DNA-ul a corectat acest lucru și o să mă acuzați acum, da, dar cum DNA-ul, că de fapt nu e voie și nu e voie să fie date aceste documente. Dar să-mi spuneți mie că presa le-a luat din altă parte decât de la această instituție, poate fi și de la judecătorie, de la tribunal, dar mă îndoiesc, adică eu rămân la părerea că aceste stenograme sunt scăpate, cu ghilimele de rigoare, de oamenii legii, tocmai pentru a afla unele lucruri și media și opinia publică, adică să nu credem ce ne spun cei aflați la un moment dat în dificultate. Și ce putem afla din presa de astăzi e stenograme din dosarul Microsoft. Gabriel Sandu, fostul ministru al spunea, de exemplu, cităm, funeriu și vreme au și acolo un abuz de serviciu, când ei au făcut toată porcăria, spunea acesta. Fostul ministru Gabriel Sandu se plângea într-o discuție interceptată în dosarul Microsoft de faptul că doar unii sunt vinovații de serviciu, în timp ce alții, precum Daniel Funeriu și Valerian Vreme, au și ei acolo un abuz în serviciu, când în fond ei au făcut toată porcăria, cum spuneam. Mai interesant, procurorii redau în referatul prin care au cerut arestarea preventivă a lui Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan, Dorin Coco și Dumitru Nicolae, o discuție interceptată în care fostul ministru al comunicațiilor, spuneam, se plânge de aceste lucruri. E o discuție interesantă dacă se confirmă, pentru că unii sunt vinovați mai mulți, unii sunt vinovați mai puțin. Și ne aducem aminte, spuneam aseară, despre faptul că senatorii Ecaterina Andonescu și Șerban Mihăilescu, mai cunoscut sub titlul de Michi Șpagă, se plângeau de faptul că în acele documente ajunse la Senat și cel puțin senatorii le-au dat dreptate, cei din Comisia Juridică, nu prea sunt lucruri concludente despre vinovăția acestora. Că o fi așa, că n-o fi așa, rămâne să vedem în zilele următoare. Siguranță ne vom ocupa și în următoarele zile tot cu acest lucru. Dar din oră în oră apar noi stenograme, într-o altă stenogramă care a ajuns în presă astăzi după amiază, citată de agențiile de presă centrale, se mai spune, de exemplu, că Dorin Cocoș, de data aceasta, îi spunea lui Pescariu, fostul tenismen, am vorbit cu Elena și a zis foarte bine. Acum nu facem, apropo, să nu intrăm în coliziune cu campania electorală, nu știm cine o fi personajul respectiv, dar România a tot fost plină de Elene în ultimul secol și ceva. Dacă pornim de la Elena Ceaușescu, coborâm la Elena Lupescu și probabil au mai fost și altele, dar nu le mai amintim. Mergem mai departe și tot legat de acest caz, deci vreau să vă spun că s-a făcut o monitorizare a presei din ultimile zile, de fapt din ultimile două săptămâni, și aflăm că toată presa, deci 60% din subiectele din presa ultimilor zile, este acaparată de subiectul Microsoft. Foarte interesant. Deci suntem în plină campanie electorală, suntem în săptămâna decisivă. Și cu toate acestea, noi vorbim, discutăm, ne uităm la Microsoft sau la problemele legate de acest dosar. De fapt,
cel mai mare dosar de corupție din istoria României. Am vorbit în seriile trecute despre acest dosar, nu mai revenim decât în momentul când vor fi evoluții spectaculoase în acesta, deși vreau să vă spun că nu este exclus să vedem și alte lucruri spectaculoase, pentru că nu uitați, avem 9 foști miniștri, practic nu sunt în momentul de față, nu sunt după gratii, decât 4 care, oameni de afaceri, de fapt 3 oameni de afaceri și un om politic, un fost ministru. Rămâne să vedem și cu ceilalți când vor ajunge după gratii, dacă vor ajunge, pentru că să nu uităm, procedurile parlamentare i-au întârziat pe unii, dar s-ar putea ca după ce trec alegerile, deci această frecvență a cazurilor să se estompeze mult după ce trece și turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cel puțin așa ne-a obișnuit România în trecut. Nu știm dacă și acum va fi la fel. Dar în campanie au mai fost cazuri de genul ăsta, poate nu cu asemenea mare frecvență, dar au mai fost cazuri de genul acesta care să schimbe puțin, să spunem așa, pe alegători într-o direcție sau alta, dar acum lucrurile chiar într-adevăr au luat o amploare deosebită. N-am mai privit evenimentele internaționale de mai mult timp și astăseară o să mă refer la un eveniment care mă gândesc că dacă s-ar aplica și în România, cu siguranță ar aduce lumea în stradă. Sau mai știi? Și anume, în Ungaria s-a înregistrat marți seara cel mai mare meeting din Ungaria din 2010 până acum. 100.000 de oameni au protestat, atenție, față de taxa pe internet. Știți că ungurii au o situație mai deosebită și Uniunea Europeană. S-a pus problema, vă mai explicam într-o emisiune trecută, chiar se pune problema ca ei să fie scoși din Uniunea Europeană la un moment dat, dacă continuă așa. Însă, una din problemele pe care o are de înfruntat guvernul de acolo este să completeze bugetul. De fapt, aceeași problemă o au toate guvernele din România. Și s-au gândit cei de la guvernul maghiar, cei din guvernul maghiar, să pună o taxă pe internet. O taxă care se pune, de fapt, pe megabitul de internet, însă o plătește difuzorul și, bineînțeles, el o pune în prețurile către abonați. Asta n-a prea convenit ungurilor și ei au ieșit în stradă ca să protesteze. Vă dați seama la dezvoltarea pe care o are internetul și în România, pentru că noi suntem în țările de top în acest domeniu, practic toată lumea are acces într-un fel sau altul, sau o mare parte dintre cetățenii au acces la internet într-un fel sau altul, pe telefon sau în diversele desktop sau laptop sau orice altă variantă, tabletă și toate celelalte, vă dați seama dacă aceste abonamente s-ar scumpi, cartelele sau tot cum are fiecare, vă dați seama ce are ieși și în România. Adică logic ar fi, ungurii au ieșit 100.000 și ei nu au o populație ca a noastră, dar vă dați seama la amploarea care ar lua-o în România o asemenea situație. Din fericire pentru noi, guvernul nu s-a gândit la o asemenea idee, și să sperăm că nimeni nu se va inspira din ce se întâmplă la acest moment în Ungaria. Însă, cum spuneam, un alt titlu de pe agenție este: ungurii încep să pomenească la cel mai înalt nivel, e vorba de președintele lor, de ieșirea din Uniunea Europeană. Intră tot mai mult în eurosceptici, știm că mai sunt și alte țări, inclusiv Anglia, care nu prea îi convine lucrurile din Uniunea Europeană, dar cu siguranță nu cred că ar trebui să fie motive de panică, nu va pleca nimeni din Uniunea Europeană, pentru că este singura situație posibilă, e singura uniune valabilă, având în vedere că Statele Unite este o federație, ba din contră, mai nou se vorbește de o
reuniune a statelor din America de Nord mai întâi și apoi chiar și se și lucrează în comun cu America de Sud. Deci singurul viitor pe care îl poate avea Europa este într-o uniune, dar probabil într-o federație mult mai pronunțată decât acum, unde fiecare, iată cum face și Ungaria, face ce vrea, cum vrea, și care dă peste cap anumite lucruri. Deci va trebui cumva cu legi clare, pentru că legile europene, inclusiv în România, nu prea funcționează cum ar trebui să funcționeze. Deci, cum spuneam acest lucru, nu cred că se pune problema reală ca Ungaria sau mai știu eu ce altă țară să părăsească Uniunea Europeană. Ba din contră, sunt țări, exemplu Republica Moldova, exemplu chiar Ucraina, iată ce vot a fost în Ucraina duminică, deci pro-occidentali au câștigat de o manieră categorică, din câte știu, Partidul Comunist din Ucraina nici n-a intrat, bine, fie Fulor era chiar în zonele separatiste, dar nici n-a intrat în Parlament. Foarte mult contează în acest contează în acest domeniu. Aflăm, de exemplu, apropo de partea de informatică, tot vorbeam de internet mai devreme, că încep să fie probleme tot mai mari în Europa. Și anume aflăm că România s-a confruntat anul trecut cu 42 de milioane de incidente de securitate informatică care au afectat 2 milioane de IP-uri, deci de adrese de internet, cele mai multe atacuri vizând sistemul financiar bancar și instituțiile publice, spune ministru Sorin Encuțescu, sau de fapt nu, e un consilier al primului ministru Sorin Encuțescu. Foarte important acest lucru, mai ales că nu suntem numai noi vizați. Că dacă ar fi numai noi, România, noi cu celebrele vorbeam aseară despre Windows, XP-urile acelea care nu prea rezistă la nimic, e și normal să fim ușor de atacat și ușor de neutralizat. Dar atenție! Există atacuri cibernetice puternice asupra rețelei informatice a Casei Albe, comis de hackeri care lucrează, sau hackeri care lucrează pentru statul rus. Rețeaua informatică Casei Albe a fost ținta unui atac cibernetic semnificativ, care a creat probleme timp de aproximativ 2 săptămâni, au declarat miercuri surse din cadrul administrației americane. Păi dacă americanii au probleme, cum stau ei de bine în domeniul informatic, ce să mai vorbim de noi românii? Deci, practic, noi suntem încă la an lumină față de ce au ăștia în domeniul informatic. Și nu uitați că acolo sunt firmele mari, nu le mai spunem numele că le facem publicitate, chiar dacă negativă, gen Microsoft și celelalte, dar dacă ei au probleme de genul ăsta de securitate, cu siguranță se pun probleme foarte mari la noi. Și, am spune, nu întâmplător, la noi a apărut de ceva timp o nouă meserie. Sau va apare în curând, dar mai degrabă ea cred că și este în anumite companii, chiar și la anumite bănci. Și anume, specialist în domeniul securității cibernetice, iar în prezent se lucrează la fișa postului, urmând să fie introdus în codul ocupațional și să se stabilească standarde salariale, ne spune același Encuțescu pe care l-am citat cu acele atacuri cibernetice. Se spune în documentul oficial că preocuparea noastră în acest moment este aceea de a instituțiile să aibă oameni specializați ca să poată să lucreze cât se poate de calificat în acest domeniu. De aceea, odată cu dezvoltarea sistemului de atribuții instituțional, în momentul de față se lucrează inclusiv la fișa posturilor pentru cineva care lucrează împotriva atacurilor cibernetice. Dar dacă nu investim în calculatoare mai performante și cu alte programe, nu XP-ul care nu mai are protecție, degeaba angajăm pe securitate. Că la ce face cu mâinile goale în domeniu informatic e nevoie de aparatură. Și deocamdată aparatura nu avem. Înțelegem bine, nu înțelegem, va fi mare problemă de la, gândiți-vă, la câte atacuri au fost doar în România. Pentru că, nu întâmplător, spune, străinii cam știu, și nu că cam știu, știu sigur unde este problema noastră. Nu înțelegem acest lucru, ne va costa
foarte curând. Vorbeam mai devreme despre faptul că au apărut aceste stenograme și că ele apar deloc întâmplător. De foarte multe ori e o politică generală. În anumite cazuri vedem stenogramele, chiar dacă la un moment dat, să zicem, personajele respective n-au mai fost atât de vinovate. Mă gândesc la cazul Decebal Traian Remeș, a fost condamnat până la urmă, celebru caz Cartaboșu. Stenogramele ne arătau un vinovat mult mai vinovat decât s-a dovedit mai târziu. Și știți cum e, și de stenograme se vorbește că sunt compilate, că sunt nu știu ce. Nu știm cât este de adevărat acest lucru, dar spuneam, iată, că guvernul a venit cu o inițiativă legislativă care prevede că dezvăluirea de informații din dosarele penale se pedepsește cu închisoarea. Hai da de! Ar fi foarte interesant să vedem câțiva angajați ai DNA sau de la tribunale, de la Curtea de Apel București, de la Înalta Curte, care au scăpat, aceste care scapă cu ghilimele de rigoare aceste documente, că merg la Mititica pentru acest lucru. Și scăpăm de justiția de la televizor? Păi vă dați seama ce deziluzie va fi pentru presă. Gândiți-vă, și spuneam celor de prietenilor de pe Facebook, că suntem în țara, atenție, unde totul se face. Deci avem justiție la televizor, dar în același timp avem toate buletinele de știri. Încep cu ce? Descindere DNA, descindere mascați, Dicot și alte chestii, arestarea ministrului, arestarea omului de afaceri, nu știu ce, și cam atât. Cam astea sunt cazurile care rețin. Când și când mai vedem și câte un fur de celălalt, câte o crimă sau ceva. Totul ne concentrăm pe știrile legate de activitatea tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor. E bine că acestea se văd că lucrează. Dar oare doar astea se întâmplă în România? Doar asta mai face știre? E de discutat. Deci, până la urmă, această propunere legislativă, deși nu știu dacă apare într-un moment foarte bun, fiind campanie electorală, cred că se impune să fie luată în discuție și chiar să fie aprobată. Da, un om este vinovat sau nevinovat în instanță, dar nu al târâ cu aceste stenograme, a dovedit diverse lucruri, pentru că aceste stenograme care sunt scăpate, eu zic că sunt și aranjate, nu neapărat că n-a vorbit individul cu tare cu celălalt acele lucruri, ci faptul că sunt scăpate doar părți semnificative. Poate că Gabriel Sandu, ministru care se plânge că sunt doar unii vinovați de serviciu, poate are dreptate, poate știe mai multe. Poate o să aflăm mai multe în perioada următoare. Vă dau o veste bombă. Nu o să vă vină să credeți, însă știți că modelul Adrian Năstase în perioada din urmă, Adrian Năstase publica editorial din închisoare pe blogul său, ținea legătura aproape zilnic cu fanii săi și sunt destul de mulți. Vreau să vă spun că Dan Voiculescu publică des materiale pe blogul personal, deși și el e arestat din luna august. Vreau să vă spun că la știrea asta chiar nu vă așteptați, unul din mogulii mari ai presei, care din nefericire pentru el este la Mititica, după ce a influențat cel puțin două rânduri de alegeri, 2004 și 2009, Sorin Ovidiu pe numele lui, spune că și-a făcut blog. În următoarea postare, ne și anunță, vă voi spune cum este construit sistemul de putere din România și cine îl conduce cu adevărat. Eu aș zice, părere personală, dar pe deplin argumentată, dacă aș avea timp mai mult să vă spun, să-și lase părerile lui sau dezvăluirile pentru după alegeri. Pentru că riscăm cu ce spune și e uns cu toate alifiile, ca să nu spunem altceva, să nu ne trezim că mai influențează niște alegeri și în acest moment și încă din închisoare. Mergând mai departe, pe știrile mai importante din această zi, trebuie spus că începe justiția să facă ordine și în alt domeniu. Și aflăm, de exemplu, că primăria sectorului 3 este obligată să demoleze un bloc de 10 etaje ridicat pe calea Dudești din București. Decizia poate fi încă atacată cu recurs. Foarte important dacă și aceste lucruri, pentru că unii au construit într-o veselie,
chiar și pe la noi, pe aici, pe la Gorj, pe la Târgu Jiu, și n-au pățit, au plătit niște amenzi, ba din contră. Să știți că se mai practică un lucru. În foarte multe localități din Gorj, și lucru poate fi probat, aprobarea aceasta, autorizația de construcție nu prea există. Sunt chiar oameni, să spunem, cu dare de mână, care nu și-au permis cu ghilimele o asemenea autorizație, deși au construit într-o veselie, mai ales în mediul rural. Nu spune în localitățile. E, faza e când trebuie la un moment dat să intre în legalitate, declară, plătesc o amendă, pe, sau impozitul pe 5 ani, nu știu, acum nu știu, n-aș ști exact să vă spun, dar cu siguranță intră în legalitate, deși el poate locuiește acolo și are casa respectivă chiar de 10-15 ani. Și încă tita mai clădirea în care, dacă ar fi făcut să ia acte în regulă și toate cele, l-ar fi costat destul de mult. Dar spuneam, cine are bani să construiască un palat, cu siguranță ar trebui să aibă bani și de impozite. Mergem mai departe și aflăm, apropo de lucrurile acestea, anticipate cumva și ieri, că cei arestați în cazul retrocedorilor de la Brașov, e vorba de Andrei Hrebenciuc, de Paltin Sturza, rămân acolo unde i-a băgat legea, deci cel puțin în următoarele 30 de zile nu vom auzi de ei, sau cel puțin n-ar trebui să auzim altceva despre ei. Între timp vorbim și despre o veste proastă din domeniul fotbal. Nu știm dacă mai este proastă, fostul patron al Universității Craiova, adevărata Universitate Craiova, Adrian Mititelu pe numele lui, cel care practic a demolat un mit al Universității Craiova, echipa unei mari iubiri și pe care, să spunem așa, mii, zeci de mii de gorjeni au admirat-o atâta timp, a fost în sfârșit trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Omul de afaceri, fost patron, cum spuneam, al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de procurorii DICOT pentru săvârșirea acestor infracțiuni și folosire cu rea credință a bunurilor societății. Nu vreau să citesc mai demult, e un dosar mai vechi în care el a înregistrat diverse, a trecut de pe o firmă pe alta, a făcut niște artificii de acest gen, au mai făcut și alții, dar e un caz, e un dosar care practic s-a blocat în justiție. Și anume, Mititelu a avut o echipă. O echipă care valora, potrivit site-urilor de sport, la un moment dat vreo 40 de milioane de euro, peste 40. Ei bine, echipa asta a fost dezafiliată în urma, pe baza unei hotărâri a Comitetului Executiv al FRF, care s-a dovedit, atenție, hotărâre nulă și neavenită. De ce? Federația l-a pedepsit că el ar fi acționat în justiție federația. N-avea voie, trebuia să meargă pe organele ierarhice ale fotbalului și nu avea voie să meargă în justiția normal. O aberație. Numai la România posibil. Dar să spunem că ei se prevalează de normele UEFA, care a trebuit să nu mergi în justiția normal. Bun până aici. Scoaterea echipei Universitatea Craiova din fotbal, deci practic ai scos-o din competiție, a făcut ca toți, dezafilierea echipei a făcut ca toți jucătorii să devină liberi de contract. Deci atenție, jucători de circa 40 de milioane de euro. Și acești jucători, ca din întâmplare, au venit la Steaua 2-3, la Astra 2-3, apropo că am vorbit de echipele celor mai mari patroni din România, și în alte părți, cum ar fi de la Iași la Brașov și toate cele. Vreau să vă spun însă un lucru foarte important. Jucătorii universității, tocmai din problemele care le avea patronul, erau sub sechestru. Da, jucătorii nu se puteau transfera, ei aveau o valoare de inventar. Deci ei nu puteau fi scoși de sub sechestru de nimeni în lumea asta. E, în România s-a putut. Și dacă, din ce am mai văzut eu prin presă în ce s-a vorbit, n-a fost tocmai dezinteresată această scoatere. Dar nimeni nu. Sandu plecă, Dragomir plecă, nu li se întâmplă nimic. Pică doar săracul de Mititelu. Să se ducă și o merită. Dar nu asta, deci dacă a greșit. Problema este că cei doi care, atenție, au scos jucători de sub sechestru. Gândiți-vă la un patron care ar scoate
să spunem, mașina de sub sechestru sau o casă de sub sechestru. Nu se întâmplă nimic. De ce? Apropo de organele de lege, de ce nu se face ordine în acest dosar? Am întrebat asta ca ziarist în ultimii 2-3 ani, prin diverse mijloace media, și vreau să vă spun că și în presa centrală sunt cei care întreabă. Vă dau doar un exemplu al patriarhului de acum al presei sportive românești, Ovidiu Ianițoaia. Întrebăm, dar deocamdată am rămas cu întrebarea. Nu mi se pare deloc în regulă acest lucru și poate dacă s-ar fi pedepsit azi, ar fi fost ok. E, vreau să vă spun însă că în domeniul sportului o să o ducem foarte bine. Și anume, guvernul are intenția ca din 2015-2016 să avem o oră de fotbal pe săptămână pentru școala primară, pentru gimnaziu și, atenție, și pentru liceu. Vă vine să credeți? Da. Deci țineți-vă bine, o să avem o oră de fotbal în afară de orele de sport propriu-zise. Cum se poate asemenea lucru? Foarte bine. Vom avea și terenuri de sport. Deci am avut, haide să o luăm în ultimii 10 ani sau chiar mai mult. Am avut câteva sute de săli de sport. Unele dintre ele plouă, unele n-au fost folosite niciodată, nici acum în Goș. Bun, după aia am avut terenuri de sport, bazine de not, piscine, unele făcute în pantă, unele parcuri făcute, atenție, în mijlocul unui sat rural sau în mijlocul pădurii. Nu mai vorbesc de ăsta, bazine olimpice care n-au nici acum apă sau toate celelalte. E, acum vreau să vă spun, ne-am liniștit. Vom avea 400, dacă am înțeles bine, da? 400 de terenuri de sport. Atenție, nu că n-ar fi nevoie de ele. Ba din contră, v-aș putea spune, e nevoie de terenuri de sport. Tinerii noștri nu mai fac sport, nici nu mai au timp, dar nici nu fac sport. Toată lumea face sportul pe calculator, cum se spune. Toată lumea e la calculator, pe internet, nimeni nu mai face mișcare fizică. Un popor care nu mai face mișcare fizică va avea o problemă. Dar mă îndoiesc că această, să spunem așa, când auzi de proiecte acestea foarte mari, parcă te îndoiești că vor fi făcute cu adevărat sau nu numai că se fac până la urmă, dar problema e că se fac mai pe somnul rațiunii naște monștri, adică e un proiect bun la început și ne trezim cu el că este aplicat prost în diversele localități din țară. Promiteam, cum spuneam, telespectatorilor de pe Facebook și faptul că vom vorbi astăzi despre țara tuturor posibilităților și al multor neputințe. Pe de o parte, avem sărăcie extremă și e prezentă din nefericire. Suntem țara cu un nivel de sărăcie foarte ridicat un procent destul de mare dintre români nu își pot asigura pâinea de zi cu zi. În același timp, suntem țara cu oamenii foarte bogați. E adevărat că miliardarii, milionarii noștri nu se pot compara cu Bill Gates sau, să zic așa, liderii clasamentului mondial. Dar, între miliardarii noștri, topul Forbes, ultimul top pe 2014, ni-l plasează în continuare pe magnatul Ion Nicolae, patronul Astra, echipa de fotbal și cel care spuneam că a pus pe butuci, printre altele, industria chimică din România și cea de țigarete, dar asta este, probabil că o să-l ajungă dosarele, este secundat de Ioan Țiriac și de Frank Timiș. Deci, pe primul loc are 1.100.000.000 de euro, următorii se plasează undeva 950 Țiriac și ceva mai jos Frank Timiș. Alții care vin în topul acesta se duc până, deci ultimul loc dintre cei 500 de milionari are o avere de 5 milioane de euro. Eu aș spune o sumă consistentă și asta. De ce aș vrea să aduc discuția? Pentru că, dacă țineți minte, în anii trecuți, și sunt și acum în top, dar averea lor a scăzut foarte mult și poate de aici și locul unde se află,
Printre milionari, miliardarii României, că miliardar a fost, dar nu mai este, din ce știm, averea estimată, se regăsesc în închisoare la acest moment Gigi Becali, George Copos, Dan Voiculescu, Cristian Borcea, ca să amintim doar din unii cu chiar cu legături cu fotbalul, că practic cam toți au avut într-un fel sau altul legături cu sportul rece. Ce aș vrea să spun apropo de această situație cu țara multor neputințe. Deci, averea nu te salvează de închisoare. Asta s-a încercat să demonstreze în România și în cazurile acestea s-a reușit. Însă, dacă ar fi să ne luăm pe ce dosare sunt condamnați, apropo că ne întoarcem de fiecare dată la justiție, parcă îl compar pe, să zicem, pe Hrebenciu, care urma să ia 12.000 de hectare de pădure, cu Gigi Becali, care practic a făcut un schimb cu armata de teren și acolo n-a pierdut nimeni, ba din contră, până la urmă statul și-a luat și terenul și banii, sau a sechestrat pe unii care îi furaseră mașina, până la urmă nu le-a făcut nimic, dar omul a vrut să-și recupereze mașina pentru că poliția nu putea sau nu dorea să facă acest lucru. Se compară una cu alta? Apropo de această balanță a justiției. Dar ne întoarcem apropo de acești oameni bogați din România. Averea aceasta a fost făcută în ultimii ani. A lui Ion Nicolae, de exemplu, cel peste miliard. Da, dar a fost făcută cum? Se spune la miliardarii lumii, sândele crește averea într-un an și chiar cu sute de miliarde de euro, gen Bill Gates. Bun, dar, în general, a pornit de undeva. Banii trag la bani, banii fac bani. Dar, în România, se întâmplă un lucru. Deci, averile lor sunt făcute din temirce. Și o să vă dau un simplu exemplu. Ion Nicolae tot apare pe la televizor și spune, o să închid aia, sau aș închis, că combinatele chimice le-a tot închis, încercând să șantajeze statul român. A închis țigaretele. Practic, afacerile lui sunt pe pierdere. Da, averea nu scade, ba din contră, este totdeauna înfloritoare. Dacă ai afaceri pe pierdere, de unde sunt banii de creștere a averii? Ar trebui de discutat acest lucru, poate se sesizează până la urmă cineva să ne spună ce și cum este în această situație. Pentru că se mai vorbește, apropo de lumea presei, că vom asista în perioada următoare și la, de fapt, s-a și anunțat cumva oficial că mari oameni de afaceri din România vor fi luați puțin la purecat în sensul să justifice puțin averile. Faptul că proprietatea e garantată în România conform Constituției ne scutește de probleme că ei trebuie să facă, să-l ia cineva averea. Dar cred că ar trebui să o justifice pentru că majoritatea afacerilor banii s-au făcut în afaceri cu statul. Și într-o singură direcție. Statul a sărăcit, iar unii s-au îmbogățit. Unii șmecheri au pus mâna pe active extrem de importante și apoi ne dau lecții, ne arată ce mari oameni de afaceri sunt ei. Și să știți că sunt vreo doi și pe la Gorj, care fac pe deștepții și au pus mâna pe temirce, pe active foarte importante, pe terenuri foarte importante. Nu întâmplător vedeam zilele acestea că pe zona fostului rostramu, fostului combinat de prelucrare a lemnului, se bat foarte mulți interesați să pună mâna pe acel teren. Știți că patronul care cumpărase sau pusese mâna pe acea zonă, Cătălin Chelu, cred că îi căuta și acum, n-a fost încă descoperit. Dar apropo de milionari din euro din România, ne face plăcere să punctăm că printre milionarii ăia din Top Forbes a intrat cu câștigurile din anii trecuți și din anul acesta, a intrat și Simona Halep. Ea ocupă locul 4 în clasamentul câștigurilor din 2014, adunând peste 4,5 milioane de dolari din premii. Și vă dați seama că au mai fost și alte participări,
contractele de publicitate, deci este și ea în acel top 300. Top 500, pardon. Vreau să vă spun că pe la noi, știți, de exemplu, actualul președinte, de vreo, ne spunea în campania din 2009 și cred că și după, citea o carte. Aia o citește de vreo 10 ani. O carte, îmi scap acum numele, Cărtărescu se numește scriitorul, a fost propus și la Nobel, un anumit, mai mulți oameni și politici au urat succes, el a răspuns ca Robian, dar așa sunt scriitorii, n-ar fi asta o problemă. Din nefericire n-a luat premiul respectiv. Dar ce vreau să vă spun? El a spus că a citit. Sunt și alții care pozează din oamenii politici, din oamenii de cultură, nu, că aceștia e normal, pentru aia a ajuns acolo cu siguranță că mai și citesc. Dar oamenii noștri politici tot pozează că ar fi extrem de, să spunem așa, preocupați de lectură. E, vreau să vă spun că în Franța, ministrul culturii din Franța spune că nu a citit nicio carte în ultimii 2 ani. Deci, Fleur Pellerin a provocat reacții puternice în Franța după ce a recunoscut că nu a mai citit o carte de 2 ani. Ministrul a fost declarat că în timpul unui interviu, deci a declarat asta către Canal Plus, spunând că n-a avut timp din cauza activității extrem de solicitante din funcția de ministru. Înainte de a arunca cu pietre și a spune, mamă, ministrul al culturii să nu citească, eu cred că ar trebui apreciată sinceritatea omului politic francez. Spui adevărul. N-a avut timp să citească. Nu mai contează motivele, nu contează funcția în care ești. Dar să minți, că efectiv se minte la câte unii, ba din contră, ați văzut acea campanie pe Facebook cu 10 cărți citite, nu știu ce. Eu mă îndoiesc că oamenii politici care s-au bătut cu pumnul în piept că ar fi citit acele cărți, chiar au făcut-o. E posibil să mă înșel, dar mă cam îndoiesc de această realitate. Intrăm, părăsim, să zicem așa, nivelul național, centru, și venim puțin și în Gorj, pentru că, cum spuneam, mai sunt doar câteva zile până la alegeri, vom vedea și atunci oamenii la vot. Și se așteaptă o participare mare în Gorj dacă ne luăm după sondaje, deși pulsul nu este dintre cele mai bune, cum s-ar spune. Aflăm, de exemplu, din presa locală de astăzi, despre faptul, exact ce vă spuneam eu aseară, Sanitas a renunțat la proteste, dar atenție, nu degeaba, primesc de la 1 ianuarie 100 de lei la salariu. Bună ideea, așa că nu e, deci probabil o să protesteze și alții ca să primească acești bani. Ne-a atras atenția o altă știre foarte importantă, la Motru Oata, uzina aceea care oferă încălzire motrenilor, a dat drumul la încălzirea centralizată. Da, a trecut deja câteva zile de frig pentru motreni până la asta a dat drumul la apă, la căldură. Însă aflăm un alt lucru foarte important și o să vă spun despre ce este vorba, și anume, sunt două știrile mai importante din ce am văzut din presa ultimilor zile despre CEO. Una dintre ele se referă la faptul că și lideri sindicali au ajuns acum să fie audiați în acel dosar mare care îl privește pe fostul director al SNLO legat de masa caldă, de fapt de acele mese decontate aiurea de în valoare de vreo 28 de miliarde de lei vechi, un dosar care este în cercetare și acum a ajuns la lideri sindicali. Și o altă știre foarte importantă se referă la faptul că în privința CEO, deci Complexul Energetic Oltenia, a fost reclamat la Comisia Europeană pentru preluarea termocentralei de la Brăila. Foarte interesant, și revenim la o știre pe care noi v-am mai dat-o într-o altă formă, nu știam de această reclamație, și anume,
cei care fac reclamația sunt fondul proprietatea. Fondul proprietatea care are vreo 21% din capitalul, deci e proprietar cu 21% din capitalul complexului Oltenia. E, acest fond, deci proprietarul își dă în judecată propria firmă că ce? Că a preluat termocentrala de la Chișcani în contul unei datorii. Bine, acum vreau să vă spun că e o problemă cu termocentrala respectivă. Se vorbea de o bijuterie la un anumit moment, dar termocentrala e o problemă, în sensul că n-are aviz de funcționare, iar practic complexul, deci a preluat o termocentrală pe Butuci și 300 de angajați în plus și vreo 8 milioane de lei a mai și plătit pe ea. Deci unde este afacerea și pentru asta deja există o reclamație la Comisia Europeană. N-am înțeles de ce se reclamă acest lucru, dar cu siguranță nu prea pare o afacere. Bine, cei care se ocupă de soarta acestui complex, probabil că au gândit altfel lucrurile și poate aflăm și noi cum s-a gândit acest lucru. De asemenea, trebuie să reținem și un alt lucru foarte, foarte important și anume, știți, în cadrul CEO erau acei muncitori, foști salariați care erau ținuți într-o cameră. Nu li se dea nimic de lucru pentru că n-au acceptat, să zicem, modificarea contractului lor. Între timp s-au făcut gălăgie, presa a fost cu ei, s-a mediatizat cazul și încet, încet primesc din nou sarcini de lucru. Un lucru bun, dar asta înseamnă că e nevoie de oamenii respectivi la serviciu, că altfel nu ar fi logică, nu? Așa credem noi. Bun, acestea fiind apropo de România, țara tuturor posibilităților și al multor neputințe, trebuie să mai spunem un lucru și anume că suntem în țara cu cea mai mare rată de acumulare pentru oamenii bogați și cu cea mai mare rată de sărăcie dintre oamenii pentru oamenii săraci. Ia gândiți-vă că la momentul 1989 toți am plecat cumva egali în sărăcie. E, gândiți-vă cât s-au îmbogățit unii, apropo, un miliard și ceva de euro și cât au sărăcit alții față de perioada dinainte de 1989. Dar suntem într-o zi de miercuri, o zi în care se întâmplă multe și în lumea sportului. Vom fi atenți cu siguranță pentru că inclusiv cele două echipe din Oltenia sunt la ora marilor confruntări, e vorba de Pandurii și de noua Universitate Craiova. Tot pe final aflăm o știre care nu ne interesează, e o intoxicare ca de obicei, fostul ofițer acoperit sau actualul ofițer acoperit Robert Turcescu ne spune că i s-a propus să candideze la președinție. Acum ar fi bine să ne lămurim, acum i s-a propus sau înainte de alegeri. Și poate de aia ne-a acceptat că s-a declarat ofițer acoperit. Mai să fie. Unii chiar nu s-au săturat de evenimentele și au încercat să facă valuri mai multe decât trebuie. Tot pe ultimile știri mai spunem un lucru și poate nu se adeverește, sau depinde din ce parte privim, și anume, un site britanic spune că Vladimir Putin pregătește primăvara rusească, deci o destabilizare inclusiv a României.
Spuneți sau nu se adeverează, cum nici cealaltă veste legată de Vladimir Putin, acela că ar avea un cancer la pancreas, să ne dorim să nu se întâmple. Deci a dori rău cuiva nu e chiar normal. Dar aceste vești venite în același timp nu ar trebui să ne mire pe undeva și de la vecinul rus, poate o să vorbim într-o altă seară, avem o lungă istorie legată de ursul rusesc. Ne-au cam costat ani din viață, ani de istorie până la urmă. Trebuie spus, apropo de știrile care sunt la acest moment pe agenții, că ele se concentrează astăzi mai mult ca niciodată și pe campania electorală. Suntem aproape de finalul ei. Dar avem, apropo de știrile din lume, din Europa, trebuie spus că, iată, fostul președinte al Uniunii Europene, al Comisiei Europene, Barroso, el este încă în funcție până la 1 noiembrie, apără în ultima sa conferință de presă decizia extinderii Uniunii Europene cu România și Bulgaria. Știți că la nivel european spun unii că s-au cam fript cu noi. Acum nu știu dacă Uniunea Europeană s-a fript cu România. Cu siguranță România s-a fript din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană, deoarece economia noastră, atât cât mai era, n-a făcut față concurenței. De aia s-au închis fabrici, uzine, ce au mai rămas, care nu le-au aranjat prietenii noștri care au ajuns miliardari, vorbeam mai devreme, dar în același timp e și problema cealaltă și anume că n-am făcut față concurenței. Din nefericire încă nu facem și nici investitori n-au venit suficienți. Dar eu zic că va fi mai bine, deci trebuie să fim optimiști și în perioada următoare să profităm de faptul că suntem Uniunea Europeană, avem un ministru foarte, un comisar european foarte important la nivelul Comisiei Europene și poate va fi și mai bine de România în perioada următoare. Cam acestea au fost principalele evenimente. Până mâine seară când vă dau întâlnire din nou ca să vedem ce s-a mai întâmplat în România, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!